Nu cred că noi suntem cei care dictăm apariția dispoziției pentru a scrie o poezie, ci ea vine nechemată, ea vine când vrea ea. Exact același lucru se întâmplă și în momentul în care nu mai putem să scriem la o anumită vârstă sau într-o anumită stare. Adică noi nu putem să părăsim poezia, să spunem gata, acum nu mai scriu, poezia este cea care trebuie să ne părăsească. Se comportă exact ca o femeie, ne cucerește sau ne abandonă. Volante. Scriu întotdeauna într-un caiet, pentru că un caiet e exact ca un pat. Îmi place să fiu în patul meu, pentru că îmi place să fiu în trupul meu, să fiu întotdeauna înăuntrul meu. Acolo e și poezia mea. Se pare că dacă faci ceva dintr-o maximă plăcere, care îți dă o plăcere similară cu un orgasm, înțelegi? Cum, Doamne iartă-mă, să cer bani pentru asta, că atunci înseamnă că te prostituezi.